O să citim un singur verset din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și urmăriți-mă că vom sta și în alte texte. 1 Timotei 3, cu 16. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, mărturisesc sincer că trecerea de la toată atmosfera de colindă, de Crăciun, la bobotează este oarecum abruptă. Așa că m-am gândit cumva să o îndulcesc și în seara aceasta să ne uităm la acest verset pe care mulți comentatori îl numesc primul colind al bisericii. Nu ne-a rămas melodia, de altfel nici nu suntem siguri dacă colindul ăsta era cântat. A fost scris înainte să se fi redactat Evangheliile, dar e limpede că încapsulează în cele 6 fraze esența identității lui Hristos. Observați că verbele sunt la pasiv, cu alte cuvinte nu se spune de ce a făcut Iisus, ci de ceea ce i s-a făcut lui. Și o să le punctez doar și după aceea mergem, o să vedeți, înspre Evanghelie. Cel ce a fost arătat în trup sau manifestat în trup, și aici sigur Tatăl este cel care l-a trimis, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, cel mai probabil referirea este, sigur, învierea, a fost propovăduit printre neamuri, crezut în lume și înălțat în slavă. În seara aceasta, în puținele minute pe care le avem la dispoziție, vreau să ne uităm la această a doua frază. A fost dovedit neprihănit în Duhul. Și o să încercăm să ne uităm succint în Evanghelie, să descoperim rolul Duhului Sfânt în viața și lucrarea Domnului Iisus. Sigur că am putea să grupăm și să ne uităm la Betleem, la botez și la Betsaida. Sau dacă mă joc cu cuvintele, deși cuvintele sunt aici în Biblie, aș vorbi despre umbrirea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și ungerea cu Duhul Sfânt. Stați cu Biblia deschisă, deschidem mai întâi în Luca 1:35 și vom descoperi că Duhul Sfânt este cel care asistă nașterea din fecioară a Domnului Iisus. Luca, capitolul 1, sigur un pasaj cunoscut, răsfăiți împreună cu mine și veți, vi se va întipări și mai bine. Și îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Evangheliștii sunt foarte atenți când folosesc termenii ca să reușim să înțelegem ce s-a întâmplat acolo și iată Luca spune: Duhul Sfânt te va umbri. În așa fel încât Sfântul care se va naște din tine să fie Fiul tău, dar să fie și Sfântul și Dumnezeul adevărat. În Epistola către Evrei, în capitolul 10, citând un verset din Psalm, autorul spune: de aceea când intră El în lume, zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici arde tot, ci mi-ai pregătit ce? Un trup. Dragii mei, Duhul Sfânt e cel care a asistat, poate impropriu spus, nașterea Domnului Iisus, ci mai degrabă concepția Domnului Iisus. El i-a pregătit un trup. E important să înțelegem, concepția lui a fost supranaturală, nașterea a fost cât se poate de naturală. Dumnezeu putea să-l trimită direct adult ca o altă teofanie, dar a ales să intre în lume
exact pe poarta pe care intrăm fiecare din noi. Ori Duhul Sfânt este cel care a asistat acest proces. Noi știm că a umbrit-o în sensul că a barat, dacă vreți, latura umană, latura păcătoasă, a naturii păcătoase a Mariei, și ceea ce avem în Fiul lui Dumnezeu, avem 100% om și 100% Dumnezeu. Duhul Sfânt e cel care asistă această naștere din fecioară. A barat natura păcătoasă, da, s-a folosit de ADN-ul Mariei, de pântecele Mariei, de toată umanitatea ei, fără însă să lase natura rea și păcătoasă. Sigur că dezbateri pot fi în jurul acestei idei cu duiumul. E important să înțelegem că în Fiul lui Dumnezeu avem o natură divină și e 100% divin și e 100% om. Erezii sunt și pe o parte și pe alta. Unii spun, nu, Duhul lui Dumnezeu a îndumnezeit-o pe Maria. Nu. Ea a rămas Maria și Sfântul care se naște din ea e 100% om și 100% Dumnezeu. În al doilea rând, mergem sigur că în felul acesta la momentul botezului și vă recitesc relatarea din Luca, capitolul 3, versetele 21 și 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Vă rog să rețineți că al doilea rol al Duhului Sfânt este, Duhul Sfânt este cel care atestă natura divină a Domnului Iisus. Repet, Duhul Sfânt atestă natura sau autentifică, dovedește, ca să folosesc termenul lui Pavel din Timotei, natura divină. La momentul botezului, dragii mei, Dumnezeu Tatăl din ceruri și Duhul Sfânt erau singurii care cunoșteau identitatea lui Iisus ca și Fiul al lui Dumnezeu. Da, Ioan însuși are sinceritatea să ne spună: eu nu-l cunoșteam. Deși sigur că merită să stai să te întrebi, dar oare Elisabeta nu i-a spus ce s-a întâmplat cu sarcina, cum a săltat pruncul în pântecele, nu discuta cu Maria, nu se știa câte ceva? Ei bine, totuși Ioan spune, eu nu-l cunoșteam. Așa că Duhul Sfânt a trebuit să ateste natura divină. Da, Tata din ceruri își deschide cerurile și mărturisește despre Fiul, așa cum s-a spus, pentru 30 de ani de anonimat, Tatăl spune, îmi găsesc plăcerea, El e Fiul meu. Și în plus, Duhul Sfânt este Cel care se pogoară ca să ateste că Sfântul, care s-a botezat în urmă la tot norodul, nu e un învățător, nu e doar o rudenie de-a lui Ioan, ci este Fiul lui Dumnezeu. De altfel, Ioan în Evanghelia sa preia această temă a mărturiei și insistă arătând mai mulți martori care mărturisesc despre Domnul Iisus sau întăresc, dovedesc sau atestă că afirmațiile pe care el le-a făcut nu sunt simple afirmații, ci el este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și o să vă citesc din Ioan, capitolul 5, în versetul 36 și 37. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și versetul 37, și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine, voi
nu l-ați auzit niciodată, nu ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Termenul pe care vreau să-l vedeți este a mărturisit, a atestat, a dovedit că eu sunt ceea ce am spus că sunt. Un simplu detaliu la acest aspect a faptului că Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip de porumbel. Sigur că semnificații pot să fie multe. Acolo unde Biblia nu e clară, explicită, poți să te gândești doar la simbolistică. O să vă dau un simplu element. Această pogorâre în chip de porumbel, sigur, subliniază și inocența și poți face legătură cu felul în care părinții Domnului Iisus au adus doi porumbei ca jertfă pentru că erau săraci, dar mai este un aspect. Porumbelul are acel caracter de non-ofensator, nu-i zgomotos, nu încearcă să atragă atenția asupra lui, e, dacă vreți, inofensiv. Vă rog să vă gândiți la ceea ce spunea Isaia în imnul din Isaia 42 despre robul Domnului. Și am să vă citesc eu primele două versete. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Cu alte cuvinte, lucrarea lui nu va fi una care să izbească, să atragă atenția, să fie zgomotoasă și gălăgioasă. Și accentuez asta pentru că, din păcate, astăzi, multe din manifestările Duhului Sfânt trebuie să fie neapărat zgomotoase. Peste Fiul lui Dumnezeu, Duhul s-a pogorât ca un porumbel. Să nu atragă atenția, să nu izbească privirea. Ne uităm la lucrarea Domnului Iisus Hristos, cu mici excepții în templu. N-a fost una în care să atragă lucrurile, privirea asupra Lui. Unde Duhul lui Dumnezeu se pogoară, acolo nu-i spectacol. Mă îngrozesc când mă gândesc la felul în care oamenii își doresc să aibă un soi de lătrat prin Duhul căzut pe spate și alte manifestări zgomotoase când peste Fiul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât ca un porumbel. Al treilea adevăr. Ne întoarcem în Luca și am descoperit, parcurgând Evanghelia lui Luca, că Duhul Sfânt este cel care asistă la nașterea din fecioară a Domnului Iisus și ne referim nu în primul rând la nașterea propriu-zisă, ci în primul rând la concepție. Am văzut în al doilea rând că Duhul Sfânt este cel care atestă natura divină a Domnului Iisus, dar în al treilea rând, Duhul Sfânt este cel care ajută naturii umane a Domnului Iisus. Luca, capitolul 4, versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Versetul 18. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Vă rog să rețineți, Duhul Sfânt e cel care a ajutat nevoilor umane a Domnului Iisus. Dacă am spus la început că atunci când vorbim despre Domnul Iisus, e important să înțelegem că vorbim despre o singură persoană, nu vreau să uităm că vorbim de o singură persoană cu două naturi absolut distincte. Natura divină era una cu Tatăl. Și natura umană ca a mea și ca a ta. Și, dragii mei, toată relaționarea Domnului Iisus pe pământ cu Tatăl
nu se baza pe natura divină. Noi citim Evanghelie și spunem, mă, minuni, se ruga Tatălui și așa mai departe și spune, dă, păi, normal dacă e Fiul lui Dumnezeu, nu? Și pierdem din vedere latura umană. Și e important să citim Evanghelie, v-am spus-o și altă dată, binocular, da? Cu amândoi ochii, să văd natura divină și să văd mereu și natura umană. Pentru că, dragii mei, El a trăit exact ca și noi. Și din pricina faptului că a avut nevoile pe care le avem noi, a avut nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Când Scriptura ne spune că Domnul Iisus a petrecut toată noaptea în rugăciune, noi stăm să ne întrebăm, da, mare lucru, dar normal dacă era Fiul lui Dumnezeu. Nu, nu, El a petrecut în rugăciune și natura umană, unde a avut nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Fratele Ovidiu a subliniat extraordinar de corect felul în care avea nevoie de Duhul în lupta cu ispita. Ne uităm în Scriptură și vedem că și-a început lucrarea, avea nevoie de această ungere a Duhului Sfânt. De ce spun toate astea? Pentru că dacă El a avut nevoie de ajutorul Duhului Sfânt în tot ceea ce a însemnat lucrarea, cu cât mai mult avem noi nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Citim, de exemplu, că Domnul Iisus s-a bucurat prin Duhul Sfânt. Da, ne uităm în Evanghelie, vedem că a obosit, a flămânzit și la astea le mai putem cumva relaționa. Înțelegem că s-a înfiorat în fața morții, a spus, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul. Toate astea subliniază natura umană și în natura aceasta umană avea nevoie de ajutorul, de plinătatea Duhului Sfânt. Acum, ce legătură au toate astea, lecția asta de doctrină, cu viața mea și viața ta? O să încheie în câteva cuvinte. Exact rolul pe care Duhul lui Dumnezeu l-a avut în viața Fiului lui Dumnezeu, exact rolul ăla vrea să-l joace în viața mea și viața ta. Păstrăm proporțiile. Nu, n-o să mă facă Dumnezeu, dar rețineți. Dacă Duhul Sfânt a asistat la nașterea Fiului, Duhul Sfânt e Cel care ne naște pe noi din nou. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, Nicodim spune, cum se va putea naște cineva din nou? Și Domnul Iisus spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh. Și, dragii mei, trebuie să subliniem faptul că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne naște din nou. Da, noi subliniem corect nevoia noastră de a decide. Noi subliniem corect, am primit cuvântul. Noi subliniem credința, așa este. Dar, dragii mei, nimeni nu se naște singur. Noi folosim într-o exprimare nefirească, deși toți înțelegem, spun, m-am născut, nu, nu, nu. Stai puțin, nu m-am născut, m-a născut. Și când vorbim despre nașterea din nou, ne spune, am crezut, m-am botezat, da, am fost botezat, nu. Duhul Sfânt a asistat nașterea noastră. Noi am primit cuvântul. Duhul Sfânt e Cel care, nu o să folosesc termenul clocit, a umbrit, a făcut să prindă viață și am ajuns născut din nou. El asistă nașterea noastră. Orice altceva decât lucrarea Duhului lui Dumnezeu în nașterea noastră din nou nu este decât spectacol, imitații, dar nimic autentic. În al doilea rând, dacă Duhul Sfânt este Cel care atestă natura divină a Domnului Iisus, vă rog să nu uitați că în același fel Duhul lui Dumnezeu este menit să adeverească că suntem copii al lui Dumnezeu. Nu e o simplă pretenție, ci Duhul lui Dumnezeu vrea să ateste prin roadă, prin acel neobișnuit, prin acea lucrare a Duhului, în care
arătăm că suntem copii al lui Dumnezeu. Noi punem mereu accentul pe declarația lui Dumnezeu, dar demonstrația practică n-ar trebui să vină. Pavel spune în Romani că însuși Duhul adeverește sau dovedește în noi. Și, dragii mei, când ne gândim la viața de credință, trebuie să ne întrebăm, oare în mine sunt anumite dovezi pe care Duhul lui Dumnezeu le-a lucrat în mine, care să ateste că ceea ce spun, ceea ce îmi doresc, ceea ce pretind, este adevărat. Domnul Iisus, în predica de pe munte, spune, dacă iubiți pe vrăjmași, pe prietenii voștri, ce mare răsplată aveți. Și la un moment dat inserează aceste cuvinte, ce lucru neobișnuit faceți. Vă rog să vă gândiți lucrul ăsta. Este în mine și în tine, în viața de zi cu zi, ceva neobișnuit, ceva ce nu poate fi explicat decât prin intervenția, prin lucrarea și prin acea scânteie a Duhului lui Dumnezeu. Roada e atestatul Duhului lui Dumnezeu, că cineva e născut din nou. Și în ultimul rând, Duhul Sfânt a ajutat natura umană a Domnului Iisus. S-a accentuat și mă bucur să văd că anumite lucruri se repetă, e călăuzirea Domnului. Dacă l-a ajutat pe Domnul Iisus, cât nevoie am eu să fiu ajutat? Dacă l-a ajutat în ispită, Pavel spune, dacă prin Duhul face să moară faptele firii. Dragii mei, fără ajutorul Duhului Sfânt, viața de credință nu-i grea, nu-i foarte grea, e imposibilă. Rețineți, fără ajutorul Duhului Sfânt, viața de credință e imposibilă. De aceea Pavel spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. De aceea Pavel spune, bucurați-vă prin Duhul Sfânt. Dați la moarte faptele prin Duhul Sfânt. Vorbim de mărturie prin Duhul Sfânt. Biserica primară, ne spune Scriptura, și prin ajutorul Duhului Sfânt, cine știe mai departe, se mulțea. Ajutorul Duhului Sfânt e esențial. Asistă la naștere, atestă natura divină, ajută naturii umane.